Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Lati și antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach, și trainer, și speaker, și autor. Și acum sunt la sfârșitul zilei 4 de curs de practitioner coach împreună cu niște oameni extraordinari și așa pentru că am terminat cu cum să schimb gândurile negative și toate chestii de genul acesta, am zis ceva de genul cum ce gândești aia ești și cine zice ăla este. Am ajuns cumva la înțelepciunea zilei, așa cum deja știi, am trecut prin multe și eu și ei, bineînțeles. Am mai crescut un pic și eu și ei, bineînțeles, așa încât vreau să-ți prezint acești oameni extraordinari de curajoși, hello, care deja au ajuns la ziua a patra. Da. Și să vedem acum cine vrea să înceapă cu înțelepciunea zilei. Eu am auzit... Ok. Tu ai început? Când? Dimineață? Da. Ok, altcineva. Bun, ca să fie așa. Perfect, ajungem imediat și la tine. Bună seara, sunt Aura. Ca să continuăm un pic în cine zice ăla e, îmi permis să fac aici o glumă, să ne mai deschidem ca măgarul din poveste. Dar povestea să fie undeva în urmă, da? Personajul să-l lăsăm acolo în urma noastră, să-i mulțumim că a venit în viața noastră și că ne-a ajutat să ne descoperim, da? Exact. Să nu-l ignorăm, pentru că asta e cel mai important, și să privim înainte încrezător, pentru că se poate și deja avem rezultate. Yeah. Vă mulțumesc și o seară minunată! Yeah. Felicitări! Mulțumesc de la tine încolo sau încolo? Încolo, ok! Bună seara! Ce vreau să vă spun astăzi, așa ca o concluzie, pentru că au fost foarte, foarte multe lucruri astăzi, dar am conștientizat și că tot ceea ce am făcut bun, dar și tot ceea ce am făcut mai puțin bun în această viață până în prezent, m-au adus astăzi aici. Și în consecință, acum îmi dau seama că am învățat atât din lucrurile bune pe care le-am făcut sau au făcut alții către mine, cât și din lucrurile mai puțin bune pe care le-am făcut eu sau le-au făcut alții față de mine. Și acum, diferența, să zicem, astăzi, este că știu mult mai mult cum să transform absolut totul în ceva care mă poate ajuta extraordinar de mult să devin ceea ce vreau să fiu. Wow! Felicitări! Felicitări! Super! Bună seara, Mariu sunt. Cam greu în seara asta. Da. Am mai mult, poate, mai conștient, mai puternic, mi-am dat seama, auzind de... urmărind cursul și partea de programare neurolingvistică, faptul că ce gândești că ești, că poți, că legate de tine, dacă stai să te gândești conștient la lucrurile astea, o să-ți dai seama că de întotdeauna, eu mi-am dat seama, cu siguranță și alții și colegii mei au gândit lucrul ăsta, tot ceea ce am gândit la un moment dat că putem face, am făcut, și ceea ce am gândit la un moment dat că nu putem, n-am făcut, dar realitatea ulterioară ne-a demonstrat că dacă am schimbat programarea, adică pot să fac ceea ce credeam că nu pot, acel gând a devenit realitate și asta este extraordinar, mai ales când trăiești lucrul ăsta și îl simți, adică nu e o filozofie care o citești doar și zici că sună mișto și o citezi undeva, deci când trăiești lucrul ăsta și vezi că da, funcționează, da, se poate, ai așa o revelație și eu am avut câteva astăzi, una dintre ele. Vă mulțumesc și îți mulțumesc, Loredana. Felicitări, Marius! Bună seara, sunt Nicoleta. Așa cum au vorbit și colegii mei, le dau dreptate și este adevărat că ceea ce însămânțăm, asta culegem. Să fim foarte atenți la ceea ce vorbim, și pentru că se întoarce înapoi la noi exact ceea ce am emis. Ce aș putea să mai spun? Schimbarea este la noi, și cheia succesului este la fiecare dintre noi. Mulțumesc mult, bună seara! Ok, mulțumesc! Aștept data viitoare eu, ca să fie mai clar. Perfect, mulțumesc! Bună seara, sunt Adrian. Dimineața vorbeam despre datul măștilor jos.
Eram pe scenă, jucam piesa vieții mele cu N măști pe care le scoteam de mânecă ca și așii. După care am început să conștientizez lucrul ăsta și am lucrat la treaba asta în cursul zilei de astăzi. Am coborât în cabina de machiaj, mi-am dat măștile jos, m-am demachiat și am început să mă uit în oglindă. O altă provocare. Un nou Adrian care e pus într-o nouă situație. Iar dă-i cu treabă și cu lucru care... Loredan azi ne-a făcut praf și pulbere. Și acum du-te acasă, frate, și mai faci o grămadă de teme. Așa că e de treabă, dar merită. Vă mulțumesc! Felicitări! Felicitări! Bună seara, sunt Monica și așa cum am început de dimineață să spun că eu îmi doresc să fiu cea mai bună versiunea mea, merge mână-mână cu faptul că antecedentele creează comportamente și care la rândul lor creează o consecință. Și în urma consecințelor, evident, aceste consecințe se bazează pe niște decizii și astăzi am aflat și că întotdeauna e decizia cea mai bună la momentul potrivit și să nu ne mai învinovățim atâta că dacă știam ce prost am fost, că am putut să, cum am putut să iau o asemenea decizie și cum am putut să fac așa ceva. Ei bine, pe mine asta mă ajută foarte mult și mă ajută să devin cea mai bună versiunea mea prin faptul că nu mă mai judec așa mult și nu mă mai acuz și până la urmă scap de vină și scap de aceste judecăți pe care, cu care ne cam îngropăm și așa devenim cei mai buni care putem să fim. Și că mulțumesc! Felicitări! Felicitări! Eu mă simt azi ca băgată la centrifugă. Sunt Ioana. Dar, în același timp, conștientizez mai mult decât oricând că ce a fost, a fost. Am învățat, mi-am învățat lecția, nu mă condamn. Au fost niște experiențe din care am învățat și acum mă ghidez pe ideea aia, ceea ce gândesc, cu ceea ce spun și cu ceea ce fac să fie în armonie. Deci, să fiu autentică. Mulțumesc! Wow, felicitări! Bună seara și Doamne ajută! Având în vedere că tema din seara asta este ce gândești, aia ești, eu am să spun așa o mică înțelepciune a serii, a zilei, despre intenție. Este foarte important, eu, din punctul meu de vedere, a spune că este chiar vital pentru fiecare om în parte să își analizeze în profunzime intenția cu care face sau spune ceva. Deoarece fiecare intenție este cauza unui efect care se propagă în univers și care apoi se întoarce la noi sub diferite forme. Și ne întrebăm, au, de ce mi se întâmplă cu tare? Și uităm că poate cândva, nu neapărat ieri sau astăzi, poate cu ani în urmă, am avut o intenție ascunsă, ocultă, o mai numesc eu câteodată, când am spus sau am făcut ceva pentru a manipula, pentru a obține ceva, nu știm niciodată. Dar e bine să facem această cercetare de sine. Asta ne va elibera. Vă iubesc! Ia, felicitări, felicitări și aștept eu data viitoare. Ok! Bună seara, sunt Ana și ne aflăm la a patra zi din curs, cursul Loredanei. Sunt într-un proces de schimbare total. Iubire care aici am descoperit-o și mulțumesc Loredane și Dumnezeu, în primul rând și Loredane, din toată inima. Te iubesc, Loredane. Felicitări și eu te iubesc, Ana, felicitări! Vreau să spun doar câteva cuvinte pe care nu le-am inventat eu, dar mi-au plăcut și am simțit în ele o esență. Dacă tu crezi că poți sau că nu poți, oricum ai dreptate. Ia! Yeah. Felicitări, mulțumesc, mulțumesc! Așa este, felicitări! Bună seara, sunt Tatiana și am învățat că meriți, poți și vrei
să te schimbi și o sugerez la tot, la toți, să facă o schimbare în viața lor. Eu sunt mulțumită și fericită pentru mine. Vă iubesc! Ok, felicitări, felicitări! Bună seara, sunt Elena. Astăzi a fost o zi grea, intensă. Cu ce am rămas, ce mi-amintesc, e că trebuie să facem ordine în gândirii, că trebuie să fac ordine, să caut gândirile limitative din viața mea, care s-au ancorat bine, să le identific, să stau de vorbă cu ele și să le spun adios. Mulțumesc! Ok, felicitări! Bună seara, Valentina! Și în seara aceasta pot să vă spun, cu mâna pe inimă, că sunt un om valoros și merit tot ce e mai bun în viața mea. Sunt fericită, astăzi am descoperit faptul că aveam niște comportamente care mă împiedicau să am niște rezultate. Și am constatat cum îți valorifici tu timpul, cum ți-l organizezi, practic determină rezultatele tale din prezent și din viitor. Am luat decizia, mi-am notat ce am de făcut și acum la treabă. Yeah. Mulțumesc, vă iubesc și toate cele bune. Ok, felicitări, felicitări! Bună seara din nou! A patra zi de curs am devenit conștientă că toate experiențele noastre din trecut ne controlează în viitor, în prezent. M-au controlat pe mine în prezent. Iar dacă ție ți este frică de ceva, întreabă-te de ce ți-e frică. Și dacă acolo găsești motivul, acolo du-te. Descoperă, lucrează cu tine și nu te mai plânge și da vina pe alții. Pe sistem, pe familie, pe sos, pe amant, pe copil, pe ce vrei tu. Și vezi că nu acolo e cauza, este la tine. Dar fii conștient și recunoașteți greșeala. Toți greșim și noi greșim aici. Facem o sumedenie de greșeli, dar învățăm și să fim naturali. Fiți naturali, vă iubesc. Wow, felicitări, să înțeleg că tu ai găsit. Am găsit! Ok, mulțumesc! Bună seara, sunt Cristina. Mie mi-a rămas în minte cu ce s-a început dimineața. Ce alegem să lăsăm moștenire copiilor noștri? Eu aleg să las moștenire copilului meu un adult care să știe ce înseamnă să aibă încredere în el, să fie curajos în acțiunile lui, să se iubească, iar pentru asta e de muncă. Așa că de azi, și de fapt de mai demult, dar de azi am început treaba mai serioasă, să muncesc la mine. Și e de muncă. Ok, felicitări, felicitări! Bună seara, sunt Alice. Și eu am mult de lucru cu mine și sunt foarte fericită să aflu asta, pentru că este ceva ce stă în puterea mea să schimb. Mi se întâmplă de multe ori sau mi se întâmpla de multe ori să spun lumea asta nu e așa cum trebuie, țara asta nu e cum vreau eu, oamenii din jurul meu nu sunt așa cum mi-aș fi dorit să fie. Dar de fapt nu am decât de lucru cu mine însă, nu am decât să mă vindec pe mine, să mă iubesc pe mine și să înțeleg și să-mi asum faptul că ceea ce văd urât în ceilalți este de fapt ceva urât în mine, ceva nevindecat în mine, ceva ce n-am reușit încă să iert. Nu mai vreau să-i judec pe ceilalți pentru că mă judec pe mine. Învăț să mă iubesc și mi se pare extraordinar să constat că totul stă în puterea mea, în sufletul meu sunt toate întrebările și toate răspunsurile și e minunat să constat asta. Îți mulțumesc, Loredan! Felicitări, Alice! Felicitări! Bună seara, sunt Cornelia. Oh, a fost o zi intensivă, să se simte puțin oboseală, dar e o oboseală pozitivă. Suntem toți fericiți și bucuroși că suntem aici. Am descoperit atât de multe lucruri frumoase. Dacă de dimineață spuneam, o să-mi dau băștile jos, am reușit, mai am câteva emoții. Dar am conștientizat că sănătatea mea nu era de undeva de acolo, că întrebă pastila și aia, ci era de la gândurile mele, judecățile mele,
faptul că nu mă acceptam, nu mă iubeam, nu mă iertam pentru greșelile din trecut, prostimarele făcute atunci, dar acum sunt fericită cu ceea ce am descoperit. Mă iubesc, mă accept și mă iert pentru tot ce am făcut. Și vă iubesc și pe voi! Wow! Felicitări! Felicitări! Bună seara, sunt Adela și m-am gândit că tot ne măcinăm cu greșelile care am făcut înainte. Tot ne gândim la ele, tot le punem înăuntru și numai ce facem e să le închidem acolo și să ne facă rău noi. Mie însuși să-mi facă rău. Adică vreau să iert ce am făcut, că l-am făcut, e gata, nu mai pot să fac nimica, trebuie să merg înainte, dacă n-ar fi făcut asta, poate n-aș fi aici, așa că trebuie să mă iubesc cu ce am făcut, cu ce fac și cu ce sunt eu și gata. Ok! Felicitări! Felicitări! Încercam să vă fofilez, dar până la urmă zic, hai să... Felicitări! Dacă tot vorbeam de măști și de moșteniri și de copii, la un moment dat când am înțeles și eu că am doi copii și am o datorie față de ei, am ajuns la concluzia că dacă eu nu sunt bine, nici ei nu vor fi bine niciodată. Și am început să lucrez la mine. Și în momentul în care copiii mei au simțit că sunt fericită, au început și ei să fie fericiți. În momentul în care eu am început să fiu independentă, ei și-au luat zborul. Yeah. Și acum suntem trei prieteni. Wow! Vă iubesc, Mihai și Vlad! Wow! Felicitări! Felicitări! Super, super, super! Mai este cineva? Ok! Așadar, dragă, un frumos observ că deja fiecare dintre noi devine din ce în ce mai conștient de ceea ce gândește, de ceea ce este, ceea ce te invităm și pe tine, bineînțeles, cu multă iubire să descoperi de fapt ce ai pe aici prin tărtăcuță, ce mai ai de curățat, ce mai ai de dat la o parte, ce mai ai de iertat, ce mai ai de descoperit despre tine, cum stai cu măștile, cum stai cu gândurile, cum stai cu emoțiile, cum stai cu comportamentele, pentru că până la urmă de tine depinde totul. Tu știi cum vrei să fii și așa cum vrei să fii, așa probabil vei și deveni, mai mult ca sigur dacă pui osul la treabă. Așadar, te aștept cu mare drag să ne te alături la următoarea serie din februarie 2017. Detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau la 0752163163. Până atunci noi te îmbrățișăm cu multă iubire, cu multă dragoste și cu semnalul nostru de... Yeah!